Val de nemulțumiri în rândul părinților după discuțiile privind desfășurarea cursurilor în noul an școlar. Cele trei scenarii care vizează revenirea elevilor în bănci atrag reacții dure din partea acestora. Mulți spun că sistemul românesc de învățământ nu este pregătit să-i readucă pe elevi în bănci, dar nici să-i țină acasă pentru lecțiile online. Școala va începe în scurt timp, tocmai de aceea trebuie stabilit un plan bine pus la punct care să le asigure atât elevilor cât și profesorilor siguranța întoarcerii la școală. Noul an școlar va începe în mai puțin de o săptămână. Scenariile pe care Ministerul Educației le propune pentru fiecare școală în parte aduce un val de nemulțumiri în rândul părinților care sunt de părere că reprezentanții guvernului se joacă cu soarta elevilor. Discuțiile sunt multe. Scenariile sunt cele trei prezentate de acum două luni, deci nu ne așteptăm la alte scenarii, nici nu avem de unde să avem alte scenarii. Depinde foarte mult de decizia care se ia la nivelul Consiliului de Administrație și de numărul de COVID la 1000 de locuitori. În general, într-un procent major, teoretic trebuie să începem un scenariu verde, deși sunt părinți nemulțumiți care nu au încredere să-și trimită copiii la școală. Unii dintre ei exagerează, unii dintre ei au o abordare obiectivă și din acest vedere noi tot am încercat în ultimele 30 de zile să obținem de la Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, o derogare astfel încât familiile să au posibilitatea să opteze pentru prezența fizică la școală sau online. Și în acest moment știți că sunt copii care, dacă au boli asociate sau dacă sunt membri familie cu boli asociate, pe baza unui adevărit de la medicul de familie pot rămâne în online și este foarte bine. Sindicaliștii din învățământ îi susțin pe părinții care cer întoarcerea elevilor în bănci în format fizic. Eu am văzut o statistică astăzi cu mehedințul trecut la codul verde, deci se pot deschide unități de învățământ, acolo unde este cazul, unde DSP-ul va semnala anumite cazuri, probabil că se vor rămâne închise și se vor trece în formatul acela online de predare învățare. Este firesc să fie îngrijorați părinții datorită condițiilor care de siguranță, care poate din punctul lor de vedere sunt asigurate. Eu zic că până pe 14 lucrurile vor fi în regulă. Acum ne-am fi bucurat să fie fost sprijin mai mult din partea autorităților locale, din partea guvernului, adică să aloce și bani guvernul către autoritățile locale și mai departe către școli. Că așa degeaba spunem, vorbim, însă efortul celor din școală este foarte, foarte mare. Profesorilor le este impus să vină în fața elevilor cu mască de protecție, ceea ce afectează substanțial capacitatea de expunere a materiei, se plâng părinții. Dascălii nu au voie să se deplaseze prin clasă, iar elevii trebuie să stea în băncile lor, fără să iasă la tablă în timpul orelor.